Duminică seara de la ora 21 pe stadionul Marin Anastasovici din Giurgiu, ASEA Târgu Mureș dispută un meci capital în compania celor de la Astra. O victorie ar menține-o pe locul 1 înaintea ultimei etape. Tot la aceeași oră, ocupanta locului 2 joacă pe Național Arena cu FC Botoșani. Printr-un joc al rezultatelor, titlul se poate decide în favoarea uneia sau a celeilalte încă de duminică. Dacă nu, totul se joacă joi în ultima etapă. Partida dintre Astra și ASEA reprezintă o înfruntare între locurile 5, Astra cu 51 de puncte și locul 1, ASEA Târgu Mureș cu 68 de puncte. Giurgiuvenii au coborât un loc în urma deciziei TAS de vineri, decizie care a înapoiat formației CFR Cluj cele 24 de puncte de penalizare, clujenii urcând acum pe locul 3. Partida tur de pe Transil s-a încheiat la egalitate, fără goluri. În jocurile de pe teren propriu, Astra Giurgiu are acumulate 31 de puncte din 9 victorii și 4 rezultate de egalitate, fiind învinsă de 3 ori, gol averaj 34-12. De partea cealaltă, ASEA a obținut pe terenuri străine 24 de puncte din 6 victorii și 6 egaluri, gol averaj 21-15. Pentru jocul de duminică, antrenorul Liviu Ciobotariu nu se va putea baza pe Bejan și Goga, ambii suspendați. Partida Astra-ASEA va începe la ora 21 și va conta pentru etapa 33-a a Ligii 1 de fotbal.